Cel mai tânăr consilier local, ajuns la al cincilea an de mandat, are motiv de mândrie. Vlad Nedelcu a fost desemnat pentru prima dată din 2012 și până acum președinte al ședințelor de Consiliu Local, titlu deținut timp de 3 întâlniri consecutive ale aleșilor. În această calitate a avut ocazia de a le tăia microfonul colegilor cu discursuri supărătoare la adresa PSD și a primarului, în dreapta căruia stă acum Vlad Nedelcu. La ultima ședință, tânărul social-democrat, intrat în rândurile acestui partid în toamna anului 2014, pe baza ordonanței Dragnea, s-a cam jucat la butoane. Numai că nu a întrerupt doar discursul liberalului Eduard Boz, ci a reușit chiar să-l lase fără microfon și pe primar. Domnul Nedelcu, nu vă mai jucați cu microfonul. Asta este deschiderea care o manifestați cu apăsat pe butoane să întrerupeți microfonul. Domnule primar. În timpul aceleiași ședințe, Vlad Nedelcu s-a amuzat copios în timp ce stătea la masa șefilor, alături de secretarul Consiliului Local, de primari și viceprimari. L-a pufnit râsul chiar și atunci când a citit unele proiecte de hotărâre de Consiliul Local. 45. Proiect de hotărâre privind rectificarea hotărârii Consiliului Local numărul 27 din 28 ianuarie 2014 pentru aprobarea planului urbanistic zonal Iași, zona Bucium T176, numere cadastrale 11.012 per 4 per 1, 11.012 per 4 per 2, 11.012 per 5 per 1, 11.012 per 5 per 12 per 5 per 3, 11.012 per 5 per 4, 11.012 per 6 per 1, 11.012 per 6 per 2, 11.012 per 2 per 7. Întocmit la un alt proiect, fie pentru că nu știa, fie din cauza unei prescurtări cu care nu a mai avut de-a face, tânărul președinte de ședință a reușit să creeze o nouă direcție, locativa de evidența persoanelor. 33. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Locative de Evidență a Persoanelor Iași. Totuși, Nedelcu și-a dovedit eficiența atunci când primarul a făcut confuzie între lunile aprilie și august, corectându-l iute pe edil. Vlad Nedelcu este cel mai tânăr consilier, are 28 de ani, primul mandat câștigându-l în anul 2012, pe listele PPDD.